Erau trei negri, Iac, Iac cel Drac și Iac cel Drac cel Drone. Mai erau și trei negrese, Țipi, Țipi Tripi și Țipi Tiripim Pompone. S-au căsătorit, Iac cu Țipi, Iac cel Drac cu Țipi Tripi și Iac cel Drac cel Drone cu Țipi Tiripim Pompone. Și-au avut copii, Iac cu Țipi l-au avut pe Mac, Iac cel Drac cu Țipi Tripi l-au avut pe Mac cel Drac și Iac cel Drac cel Drone cu Țipi Tiripim Pompone l-au avut pe Mac cel Drac cel Drone. Într-o bună zi, Mac cel Drac cel Drone merse în pădure și văzu un mango, fazon, pițugulând, trei țepeni într-o stare de cococi fază. Uluit, Mac cel Drac cel Drone merse la mama lui, Țipi Tiripim Pompone, și spuse: hai, mămică, să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Ajungi la fața locului, Țipi Tiripim Pompone își dojeni fiul. Vai, Mac cel Drac cel Drone, dar ce, ăsta nu este un mango, fazon, pițugulind, cu trei țepeni într-o stare de cococi fază, ci este o bibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pâgârle pită sau un gogulator cu scobița scoasă.